35 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics. Este cel mai important eveniment sportiv mondial dedicat persoanelor cu dizabilități intelectuale, care anul acesta are loc la Abu Dhabi. Este a patra competiție a Jocurilor Mondiale de Vară la care noi participăm, începând din 2007 cu Jocurile Mondiale de la Shanghai. Anul acesta participăm cu 35 de sportivi la 8 discipline. Ei se vor întrece cu sportivi din toată lumea. Ne bucurăm că România poate să participe, să ducă acolo sportivi eligibili, majoritatea sportivi cu sindrom Down. Ei vor obține medalii, suntem siguri că vor obține medalii. Nu știm câte, nu știm de ce culoare, dar mai important decât medaliile este participarea lor acolo. Suntem tentați de multe ori să vedem dizabilitățile sportivilor noștri, dizabilitățile persoanelor cu nevoi speciale și mai puțin vedem ceea ce pot face ei. Sunt reprezentanți din 190 de țări, în jur de 7500 de participanți, deci este o competiție, hai să spunem, comparabilă cu Jocurile Olimpice de vară. Să participe cu încredere, să participe cu bucurie, cu tot ceea ce au ei mai bun și sunt absolut convins că această experiență va fi foarte importantă pentru ei și își vor aduce aminte de această competiție toată viața. Am început să fac acum 2 ani judo, am mers în Suedia, în Franța și pe la Elveția, foarte multe țări. Și de fiecare dată am luat pe locul 1, pe locul 2. Sunt la Special Olympics de 10 ani. Sunt sportivă. Și fac tenis de câmp, gimnastică. Sportul îmi place mie numai la role. Vreau să câștig, dar nu pot câștiga. Vreau să fiu praf în secara mea. Am 24 de ani și sportul meu preferat este gimnastica artistică. Am fost și am spus un discurs la Londra în 2012. Am mai fost și plecată și în Coreea, care am avut ceva important acolo. Ceremonia de deschidere a jocurilor va avea loc pe 14 martie, iar întrecerile sportive se vor desfășura în perioada 15-21 martie. În prealabil, delegația țării noastre va participa la programul Host Town, în cadrul căruia sportivii vor vizita obiective turistice și vor cunoaște obiceiuri și tradiții locale. Special Olympics este o mișcare globală care valorifică potențialul uman prin puterea transformatoare a sportului. Evenimentul ajută persoanele cu dizabilități intelectuale să fie acceptate și implicate ca membri activi ai comunităților din care fac parte, pentru a crea o societate respectată și inclusivă pentru noi toți.